M-am gândit să facem astăzi un mic dejun super delicios, super aromat. Este oriental și pe numele lui shakshuka. Așa că pentru această rețetă avem nevoie de ingrediente foarte puține. Dacă n-ați făcut până acum această rețetă, trebuie neapărat să o încercați. O să vedeți despre ce vorbesc, cu un sos de roșii și cu ouă în care înmuiem așa cu pâinică, cu deci ceva bun, tare de tot. Bun, pentru această rețetă avem nevoie de ouă, roșii din acestea cuburi în suc propriu, fulgi de chili sau chili măcinat, ceapă, usturoi și pătrunjel. Tot ce avem de făcut este să tocăm un pic de ceapă și câțiva căței de usturoi. Eu vreau să o toc așa mai ca la salată, cum s-ar spune. O să toc și usturoiul, tot așa, destul de grosier, nu trebuie foarte, foarte, foarte mărunt. Încingem o tigaie, punem ulei de măsline, sotăm ceapa împreună cu usturoiul, adăugăm sare, piper, la această rețetă, de fapt, puteți pune ardei iute roșu tocat mărunt și adăugat în tigaie. Eu nu sunt atât de curajoasă, așa că o să folosesc doar pudră de chili și nu o să pun foarte multă, pentru că e un mănânc foarte picant. Dar dacă sunt curajoși, neapărat un ardei iute tocat și băgat aici în rețetă. O să adaug acum pudra de chili, pentru că vreau să o pun în acest ulei să-și elibereze un pic aromele. Adaug și roșiile. O să picur și foarte puțină apă, cât să aibă unde să se fiarbă roșiile cu usturoiul și cu ceapa. Le las undeva la 5-7 minute la fiert cu capac, după care o să adaug ouăle. Legumele au fiert, așa că o să mă apuc să pregătesc ouăle, să le adaug în tigaie. O să fac așa niște locușoare mici, ca să nu mi se împrăștie tot ou în tigaie. Un locușor l-am făcut. Pun un capac și aștept să se gătească și ouăle. Fugim aici în grădină și luăm niște pătrunjel din acesta proaspăt, pe care îl tocăm mărunt, mărunt, mărunt. Vai de capul meu cât de bine arată! Am oprit focul, ouăle s-au gătit perfect. Nu vreți să știți cum miroase în bucătărie. Știu că de fiecare dată zic treaba asta, că nu vreți să știți cum miroase în bucătărie. Dar miroase bine tare. Punem niște pătrunjel proaspăt pe deasupra. Luăm o bucată de pâine. Și ne apucă să-l muiem aici în ouăle astea cu sos de roșii, cu Doamne Dumnezeule, abia aștept. Avem și niște lipie din asta bună de tot. Și procedăm în felul următor. Nu uitați să ne dați like și să vă abonați la canalul Bucătăraș. Înscrieți în comentarii dacă ați făcut rețeta și dacă v-a plăcut, pentru că eu, ca de fiecare dată, o să mă apuc să mănânc, bineînțeles. Fai de capul meu! Doamne, ce bunătate!